Bună seara tuturor! Una dintre etapele medievale ale istoriei noastre, extrem de puțin cunoscută, poartă numele de Imperiul Vlaho-Bulgar. Un episod spectaculos care și-a consumat povestea în secolele 12, 13 și 14. Nu numai că românii nu știu aproape nimic despre acest Imperiu Vlaho-Bulgar, dar se duce o politică de confiscare a realității istorice și transformare a acestui episod într-unul care aparține istoriei bulgare și atât, în povida tuturor izvoarelor și dovezilor istorice. Așa cum cu siguranță vă așteptați, pentru că ne-am obișnuit de foarte mult timp cu această atitudine, statul român, prin reprezentanții săi științifici, nu face mai nimic pentru a pune adevărul la locul lui, motiv pentru care consider că este important ca acest subiect să ajungă la publicul larg, să-l cunoască, să-l înțeleagă, să-i vadă importanța. Pentru a dezvolta acest subiect, l-am ca invitat pe domnul profesor dr. Mihai Popescu, un om care a cercetat această etapă a istoriei noastre și poate să ne spună lucruri foarte interesante. Bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Desigur că primul lucru pe care am dorit să-l înțelegem este contextul care a permis ca un astfel de lucru să se petreacă. Adică ca la nordul și sudul Dunării să existe un stat foarte mare numit Imperiu sau Țarat Romano-Valah, care a avut puterea să se opună Imperiului Bizantin și care a însemnat ceva în istoria medievală a acestei zone din Europa. Contextul geopolitic este extrem de complicat. Au existat două mari patriarhii creștine, înainte de Marea Schismă de la 1054. Era o patriarhie la Roma și o patriarhie la Constantinopol. Evident, Roma își pierduse foarte mult din importanță, dar în anul 800 Roma revine în forță odată cu încoronarea lui Carol cel Mare. În anul 733, un împărat bizantin, Leon al III-lea, Izaurul, preia printr-un decret imperial Illyricum, o fostă provincie romană care ținea de Patriarhia de Roma, și o mută la Patriarhia de Constantinopol. Patriarhia de Roma a început să aibă reacții. Bineînțeles, ele s-au acumulat de-a lungul timpului și s-a ajuns mai târziu la Marea Schismă. Una dintre primele reacții este că în sfârșitul secolului al VIII-lea, începutul secolului al IX-lea, Patriarhia de Roma înființează o dieceză numită Dacia, cu nostalgia unei vechi dieceze romane din Balcani, și are centru undeva în Danemarca de astăzi, cuprinzând și o parte din Suedia, o parte din Norvegia și Suedia și Letonia. Teritoriul de astăzi al Finlandei, chiar cred că mai degrabă Estonia. Deci o zonă, de ce? Pentru că ei aveau intenția să creștineze după ritul roman. Nu se despărțise biserica în două, dar deja existau diferențe foarte mari, pentru că Roma promova un alt tip de, avea o religie mai misionară, și a încercat să-i creștineze pe nordici. În acest context, nu mai spunem că în secolul VII apare islamul și islamul pune presiune pe zona sudică a Imperiului Bizantin. Este ocupată peninsula Sinai, este ocupat Egiptul, o mișcare se duce și ocupă tot teritoriul fostului Imperiu Bizantin până în zona Persiei, la granița cu Persia și Irak. Deci este o presiune în etape. Da. În zona mediteraneană, arabii atacă insulele, atacă insula Rodos, atacă insulele grecești, Malta, ajung în Spania. Ajung la Oceanul Atlantic, ocupă toată zona, tot litoralul nordic al Africii.
Și în felul ăsta, fostul Imperiul Roman, Imperiul Roman, care a avut perioade de înflorire și de decădere, așa cum încercase să-l refacă Justinian în secolul VII, ajunge să fie sub mare presiune. Apare un alt centru de putere, în afara zonei din Danemarca. Apare, tot în secolul VII, apare Imperiul Cazar, care, prins în... Cazarii au fost întâi alungați de bizantini, o armată bizantină îi alungă undeva la nordul Mării Caspice și Mării Negre, și acești cazari, care erau un conglomerat de popoare, aleg să treacă la religia mozaică. Deci nu merg nici pe religia musulmană, nici pe religia creștină. Deși au încercat... Să fie cei care conduc astăzi lumea? Există o teorie că mulți din cei care susțin astăzi că sunt urmașii țării pământului făgăduit, genetic, nu are nicio treabă. Ar fi urmași ai cazarilor. Dar asta e o altă problemă. Se găsesc documente pe internet destule. Însă contextul era extrem de complicat. Deja existau presiuni. Varegii, vikingii, normanzii, ajunseseră, ocupaseră peninsula Normandia pe teritoriul de astăzi al Franței, aveau un regat în Sicilia, atacaseră de câteva ori Constantinopol, deci era o întreagă poveste. Ajungem la momentul despărțirii celor două biserici. Patriarhul de la Roma îl anatemizează pe patriarhul de Constantinopol și celălalt îi mulțumește cu aceeași monedă. Evident, cele două biserici s-au despărțit, de atunci au existat, și au pornit cruciadele. Prima cruciadă... Dar înainte de asta, da. Pentru că spuneați că Roma, da, deci Imperiul Roman de răsărit, sau, mă rog, Roma înființează în partea de nord a Europei o dioceză Dacia, în același timp... Tocmai că dioceza pe care împăratul Leon al III-lea Izaurul o trecuse din patriarhia Romei la patriarhia Constantinopolului a continuat. E adevărat, cu modificări. Cum se numea? Era o dioceză care se numea Dacia. Bine, au existat mai multe. În ce loc? Încă de la Justinian au existat provinciile Dacia Mediteraneana, Mediteranea, Dacia Ripensis, pentru că el se născuse în Dacia înființată de Aurelian. Da, deci erau dacii la sud de Dunăre. Da, inițial au fost la sud de Dunăre, odată cu retragerea aureliană. În vremea lui Constantin cel Mare, dioceza s-a extins, pentru că și la nord și la sud de Istru, de Dunăre, erau același popor. Iar Constantin cel Mare, care știa că era din neam dacic, a redat în folosință podul construit în vremea lui Traian de Apolodor din Damasc, podul peste Dunăre, și a existat o colaborare cu cei din nordul Dunării. De-a lungul mai multor domnii ale împăraților bizantini, cele două maluri au fost de multe ori legate între ele. Împărații bizantini, inclusiv Justinian, recruta în mod frecvent militari din Dacia, atât de la nordul cât și de la sudul Dunării, pentru garnizoanele foarte periclitate. Este celebră trimiterea unei garnizoane de daci, probabil din sudul Dunării, dar există informații că ar fi fost de undeva de la nord de Dunăre, sau și de la sud și de la nord de Dunăre, pentru apărarea mănăstirii imperiale de la Sfânta Ecaterina din peninsula Sinai. Deci iată că la multe secole după războaiele daco-romane, după retragerea romanilor din Dacia, numele de Dacia apare atât la sud de Dunăre, în Balcani, cât și în nordul Europei. Da, există o dispută asupra identității. Acum, toți marii cronicari și istorici bizantini aveau cultură clasică, atât latină cât și greacă. Și de multe ori aveau tendința să numească pe locuitorii actuali, din vremea lor, contemporan lor, din actuala Românie sau din actuala Bulgarie, din peninsula balcanică, aveau tendința să-i numească traci, daci, geți. Și
istoricii noștri și-au pus foarte des problema, chiar am găsit mai multe studii pe internet, identificarea geților, dacilor și a Daciei în operele autorilor bizantini din secolele 6-7, pentru că i-au până prin secolul 15, până după căderea Constantinopolului. De exemplu, un poet, poetul Teodoros Prodromos, la încoronarea Bazileului Alexis Comnenos, la 1081, care a domnit până la 1118, scria un poem în versuri în care spunea așa: pe tine te ocrotesc triburile diocleților și dacilor. Cine erau diocleții? Dioclețian fusese acel împărat de origine balcanică, cel care mutase capitala Imperiului Roman la Tesalonic și mai târziu, să zicem, urmașul lui la tron, unul din cadrumvirii pe care îi asociați la domnie, Galerius, va rămâne și va face în zona, în Tesalonicul de astăzi, va face un palat imperial și o reședință imperială extraordinară. Se pare că totuși în aceeași perioadă la Roma mai exista un senat care își pierduse puterea. Deci senatul roman nu s-a mutat la Tesalonic, dar puterea era exercitată de la Tesalonic. Și diocleții erau acei militari pe care Diocletian obișnuia să-i recruteze din toată sfera balcanică și care erau în principal așa, daci. Și geți. Poetul la ce se referă când spuneau că deci diocleții spune, și dacii protejează ce? Nu, zice, pe tine te ocrotesc. În poemul închinat împăratului, aha, deci împăratul avea în garda lui militarii în garda specială a împăratului, forțele speciale de protecție a împăratului, erau așa cum astăzi, eu știu... Asta la anul 1080. La anul, da? 1081, la încoronarea împăratului Alexios Comnenos, el, deci este clar, se poate găsi, da, 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 în fonte, sunt volumul 4, la paginile 68-69, deci orice cercetător poate să meargă să găsească descrierea acestor elemente. Deci fragmentul... Ce pagini? Deci, paginile, și eu, deci fontes, da, sau izvoarele istoriei, da, românilor, fontes, volumul 4, paginile 68-69 până la 71. Același poet, la încoronarea, deci peste vreo 20 ceva de ani, la încoronarea următorului împărat Ioan al doilea Comnenos, mai bine zis, la câțiva ani, la aproape 10 ani de la încoronare, Comnenos a fost încoronat la 1118, deci la 1182, pomenește tot despre neamul dacilor, dar spune că Ioan Comnenos ar fi învins neamul dacilor. Deci a fost un fel de conflict. Această populație a dacilor, strămoși, care la vremea respectivă în izvoarele latine, de limba latină, se numeau blahi, iar în izvoarele grecești se numeau vlahui, vlahos, vlahi. Da. Deci era blahus și vlahos. Termenii sunt extrem de frecvenți, întâlniți în izvoarele latine și izvoarele grecești, extrem de frecvenți și pe suprafețe foarte mari. Se vorbește despre vlahi până în zona, până la limita cu Germania, iar sursele grecești vorbesc și până astăzi foarte mulți, există chiar câțiva mitropoliți, au fost mai mulți mitropoliți cu numele Vlahos. În Grecia. În Grecia, da. Da. E foarte interesant să aflăm că în secolul XI prezența dacilor, care erau numiți și vlahi, în această zonă balcanică și la nord de Dunăre, este consemnată și subliniată foarte clar, odată ca apărători ai unuia dintre... Apărători și, să spunem, abonați frecvent la serviciile militare de toate felurile în slujba împăraților. Da. La și... 1066, mi se pare, există o consemnare a cu tot un alt împărat, îi adună pe, îi recrutează pe onodaci și pe daci pentru a lupta împotriva ungurilor, împotriva regatului Ungariei. Pentru că regatul Ungariei a fost folosit, acum contextul este foarte interesant pentru că bulgarii ajung în teritoriul, să zicem, Dobrogei de Nord,
ei trec undeva pe la gurile Dunării, ajung în Dobrogea și apoi pe teritoriul Bulgariei de astăzi, în secolul al IX-lea. Și ei se creștinează la 864. În momentul în care se creștinează, hanatul, fostul hanat bulgar, deci cu numele oriental, hanat, se transformă în anumite documente existente, este numit țarat. Țarat venea de la pronunția slavă a termenului țar, caesar din latină, kaiser în germană, în limba slavă îi spuneau țar sau cesar. Și astăzi în Serbia și în Bulgaria numele kaiser se spune cesar. Noi am avut chiar la românii noștri din Voievodina, la Vârșeț, există oameni români care poartă numele cesar. Și noi avem tendința să pronunțăm cesar pentru că, dar ei și-l pronunță în mod obișnuit. În același timp, ungurii se creștinează, inițial au vrut să se creștineze sub oblăduirea Patriarhiei de Constantinopol. Dar pentru că prințesa venită de la Constantinopol a murit pe drum, s-a făcut un fel de nuntă simbolică la Constantinopol, dar prințesa, pornind pe drum, la vremea nu erau șosele, autostrăzi, trenuri și alte mijloace de transport, se călărea zilnic un număr de kilometri, cât putea omul să stea în șa, și prințesa de Constantinopol, care trebuia să se căsătorească cu Voic, care și el se pare că era de origine vlahă, regele Ungariei, a murit pe drum. Și atunci Voic a zis, eu o să mă căsătoresc, dacă nu mă pot căsători normal și nu o să mai primesc coroană din partea Patriarhului de Constantinopol, așa a ales o prințesă de la Roma și s-a căsătorit primind oblăduirea și semnele regale din partea episcopului Romei sau Patriarhului de Roma. Poate dacă făcea prima căsătorie, Ungaria era astăzi ortodoxă. Da, Ungaria inițial a fost un joc, până și, da, și cazarii au fost interceptați de misionarii catolici pentru a fi de partea, deci pentru a intra undeva sub... Haideți ca să nu consumăm foarte mult timp doar în pregătirea discuției despre Imperiul Vlaho-Bulgar. Practic, este evident că în acele timpuri, înaintea creierii Imperiului Vlaho-Bulgar, dacii sau vlahii erau foarte numeroși, ei sunt consemnați în diverse ipostaze ca zonă de înrolare. O populație extrem de numeroasă. Înrolare în armata bizantină. Nu numai de la... Sau în conflict cu dacii. Câteodată și în conflict. Da. Bun. Pe acest context, ce a determinat crearea acestui Imperiu Vlaho-Bulgar? Tot o problemă legată de o căsătorie. Împăratul Isaac al II-lea din dinastia Angelilor, Angelos, dorește pe la 1184, dorește să să-și căsătorească fiica, una din fiice, cu regele Ungariei din vremea aceea. Și pentru că n-avea suficienți bani în vistieria imperială, s-a gândit să introducă o nouă taxă. Lucrurile astea s-au mai întâmplat, știm că reforma a fost provocată tot așa de o introducerea unor taxe de către... Păi, poate să trezești și românii să facă și astăzi ce au făcut vlahii atunci. Și acele taxe erau puse pe crescătorii de animale. Ori vlahii noștri erau în cea mai mare parte ciobani, păstori, și erau specializați, acum, pentru că odată cu invazia slavă în secolul 6-7, grecii rămăseseră să facă comerț în porturi, vlahii rămăseseră în zonele de munte și de deal, iar slavii s-au așezat, fiind foarte numeroși și nefiind obișnuiți să exploateze pădurile și munții, ei fiind oameni din stepă, s-au așezat în câmpii, unde au preluat de la localnici. În primul rând au încercat, prin numărul mare, au încercat să-i asimileze pe unii localnici, cel puțin în peninsula balcanică. Există zone slave foarte puternice. În felul ăsta ei au izolat pe vlahi. Așa s-au creat dialectele subdunărene
ale limbii dacu-române, nu? Da. Ale limbii române, de fapt. Pentru că avem dacu-româna rămasă la nord de Dunăre, istro-română, megleno-română și a-română. Deci, dar aceste dialecte au fost, s-au creat în timp prin izolarea populației majoritar vlahe sau din tracogeto-dacice, de către Marea Masă Slavă. Și Marea Masă Slavă s-a creștinat, în primul rând s-au creștinat bulgarii la 988, apoi s-au creștinat polonezii la 965, după aia rușii la 900, da. Nu, bulgarii s-au creștinat la 864. Deci încet, încet s-au creștinat toți din jurul nostru, ungurii s-au creștinat ultimii la anul 1000, dar noi eram creștini, cum se spune, apostolici de când lumea. În timp ce ei erau creștinați cu sabia, de către conducător. Conducătorul zicea, eu astăzi vreau să fiu creștin sau să fiu catolic sau ortodox și să creștinau. Bun. Da, s-a pus deci, taxa. S-a pus acea taxă și doi dintre fruntașii vlahilor, frații Petru și Ioan Asan, cunoscuți, erau nobili, care cu siguranță că avusese, erau buni cunoscători ai administrației imperiale și se pare că au avut și până la vârsta respectivă fuseseră în serviciile împăratului. S-au dus la împărat cu cererea ca românii să fie respectați în drepturile lor străvechi. Și împăratul n-a ținut seama de acest lucru. Așa a trimis generalii lui să-i potolească. Evident, s-au dat câteva bătălii. În primele conflicte armate, cei doi frați au fost înfrânți într-o primă bătălie, nu în tot războiul, ei au trecut Dunărea în zona de nord, au cerut ajutorul cumanilor și s-au întors înfrângând până la urmă pe generalii bizantini. Povestea a fost foarte complicată pentru că cam în aceeași perioadă, deci răscoala a pornit la 1185, deci se împlinesc acum vreo 830 de ani de când a izbucnit într-o fază inițială o răscoală. Dar în urma conflictelor puțin, cu bizantinii... Că este important să menționăm că ați spus că a cerut ajutorul cumanilor. Sigur că cumanii au stăpânit zone din nordul Dunării, dar în acele zone, chiar dacă liderii politici erau cumanii, populația vlahă sau dacică era consistentă. Da, deci în izvoare se vorbește de cumani, dar erau formațiuni statale, să spunem, cneziale. Erau așa numitele cnezate de vale, care au existat pe tot teritoriul românesc. Ele sunt consemnate și la încercarea ungurilor de a ocupa Transilvania. Da. În secolul X, Gelu, Glad, Monumărut și alții. Tot în cadrul acestui conflict între regatul Ungariei și Imperiul Bizantin și mai târziu chiar cu Țaratul Bulgar, e vorba de consemnarea voievodatului Litovoi și se formează o marcă undeva în Banatul de astăzi, o marcă a regatului Ungariei, în care se vorbește de cavalerii ioaniți, după aia sunt aduși cavalerii teutoni în zona Ardealului. Deci au fost foarte multe lucruri, s-ar putea face 100 de emisiuni, dar trebuie să trecem peste aceste amănunte. De ce? Până la urmă, dintr-o nemulțumire a populației majoritare din partea nordică a Imperiului Bizantin, se ajunge la crearea unei patriarhii separate, la crearea unui țarat și, pentru că n-au găsit înțelegere la Constantinopol, evident au intrat... Vlahii și bulgarii. Da, au intrat, bineînțeles, au început tratative cu Patriarhul de Roma. Deși era la
100 și ceva de ani după Marea Schismă. De ce? Pentru că emisarii Patriarhiei de Roma sau a papilor, cum am spune, aveau tot interesul să-i atragă de partea lor pe adversarii Constantinopolului. Și în anul 1204 se încheie chiar un tratat prin care Ioniță Caloian, deci cei doi frați, Petru și Asan, sunt asasinați, a fost vorba de mai mult de niște povești de dragoste. Deci, în cadrul... Ce au reușit să facă până la Caloian, da? Ce au reușit să facă frații Asan? Au reușit să întemeieze țaratul, da? Și să primească o recunoaștere quasi-oficială din partea Romei. Care i-a recunoscut ca regi. Da, deci i-a recunoscut ca regi. Ei au cerut la Roma să fie recunoscuți ca împărați ai vlahilor și bulgarilor sau după ai imperiului vlaho-bulgar. Da. Însă la anul 1204 Ioniță Caloian, cel de-al treilea frate din Asănești, da? Deci după uciderea, la diferență de un an, a celor doi frați, Ioniță Caloian ajunge împărat, țar, la 1197. Au fost tot așa, au mai fost între timp niște împărații declarați, dar ei n-au avut putere efectiv. Și Imperiul Roman îi recunoaște lui Ioniță Caloian, de fapt papa de la Roma, îi recunoaște titlul de rege al bulgarilor și al românilor. În latină textul sau diploma, titlul era Rex Bulgarorum et Valahorum. Acum, cercetătorii bulgari susțin că în textul inițial, în limba latină, ar fi fost și et Bulgarorum et Grecorum. Dar ei n-au documentul în sine, spune clar că era Valahorum. Și toate documentele bizantine vorbesc de Ioniță și Asan. Bulgarii, ca și orice migrator lipsit de continuitate și care vrea o identitate, caută să confiște niște realități istorice. Și atunci să contești, pentru că astăzi partea bulgară trage cât pot de mult acest episod al istoriei și a noastre, da? O trag ca și cum ar fi fost doar un țărat bulgar. Că sunt astfel de abordări. Ei spun termenul în limba bulgară este vlahov, deci este au termenul bulgarski vlahski. Da. Adică și în, culmea este că și la bulgari, deși a existat un proces de bulgarizare în ultimul secol, a existat numele vlahos. Da. Deci a existat în cadrul, pentru că noi am avut populație, până la 1877, populația românească era majoritară până la Balcani, de la Dunăre până la Balcani. Da, da, da. Să nu uităm că în vremea lui Mircea cel Bătrân și chiar mai târziu, am avut teritorii întinse din actuala Bulgarie, ca făcând parte din țara românească. La fel cum Mircea cel Bătrân stăpânea teritorii din Transilvania. Da. Și aici fac trimitere la pretențiile lui Lucian Boia, care spunea că românii nu au drepturi istorice în Transilvania. Ori, și din punct de vedere politic, nu mai vorbesc de drepturi istorice care sunt atât de clare încât numai idioții nu le văd. Este vorba de faptul că și din punct de vedere politic avem unirea de la 1600 care consemnează niște lucrul acesta și Mircea cel Bătrân care avea teritorii consistente din Transilvania sub stăpânire o bună perioadă de timp. Dar până la primul război mondial și după primul război mondial teritoriile care au constituit România Mare erau majoritar românești, cu populație majoritar românească. Din partea ciuda, de sud, în ciuda faptului că o parte au făcut parte, au constituit o parte din Imperiul Țarist sau din Imperiul Habsburgic timp de secole. Sau Imperiul Țarist un secol. Ne oprim pentru o scurtă pauză publicitară și revenim ca să continuăm cu povestea acestui imperiu vlaho-bulgar. Rămâneți aproape. Am revenit.
capitala Imperiului Vlaho-Bulgar în acea vreme era în zona Bulgariei, pentru că, așa după cum vedeți, și pe harta din spatele domnului profesor Mihai Popescu, cea mai mare parte a teritoriului acestui stat medieval era în zona balcanică, la sud de Dunăre. Și mai puțin din componența lui era în nord de Dunăre. Și atunci capitala, în mod firesc, a fost la Târnovo. Astăzi Veliko Târnovo. Chiar rog regia să pregătească materialul cu cetatea și harta, o puteți vedea, ca să vedeți cam cum... Scoateți burtiera ca să se vadă mai bine. Cam asta era aproximativ întinderea Imperiului Vlaho-Bulgar. Acum este foarte interesant, eu am trecut prin Bulgaria acum câțiva ani și am văzut destul de aproape această cetate Veliko Târnovo, care este spectaculoasă, și vă invit să vedeți cam cum arăta în epoca medievală cetatea, capitala Imperiului Vlaho-Bulgar. Scoateți, vă rog, și aici burtiera ca să se vadă mai bine imaginile. Deci iată un loc care merită vizitat, pentru că acolo vom găsi urme românești, pentru că acest imperiu, chiar dacă al doilea imperiu Vlaho-Bulgar, mă rog, al doilea țarat, este dominat de bulgari la 100-200 de ani după înființarea lui, la început, acest, să-i spunem, regat, imperiu, țarat, reprezenta, sau din punct de vedere politic, reprezenta voința românilor în primul rând. Da, primii împărați și chiar prima dinastie a Săneștilor a durat foarte mult. Dar pentru că suntem la izvoare, foarte multe izvoare bizantine spun clar că erau valahi. Aș da un exemplu din ce spune un istoric rus, da, care normal ar fi să ia partea slavilor, nu? Deci, istoricul rus Alexander A. Vasiliev spune așa: în baza mărturiilor viabile, mișcarea de eliberare din jumătatea secolului al XII-lea din Balcani a pornit și a fost purtată în mod viguros de către valahi, strămoșii românilor de azi. S-au alăturat și bulgarii într-o anumită măsură cu manii de dincolo de Dunăre. Cea mai bună sursă contemporană grecească, spune chiar istoricul rus, Nicetas Honiates, a specificat în mod clar că insurecția a fost pornită de vlahi, în paranteză blahi. Deci rusul spune clar. Liderii insurecției, Petru și Asana, aparțineau acestui neam. A doua campanie a Imperiului Bizantin, această perioadă, a fost dusă împotriva vlahilor. Deci toate expedițiile militare ale împăraților bizantine și ale generalilor acestor împărați, mici de acești împărați, erau împotriva așezărilor vlahilor. De fiecare dată când Niceta s-a menționat pe bulgari, a făcut-o concomitent cu menționarea vlahilor sau a românilor. Deci este acest Nicetas Honiates este un cronicar bizantin care consemnează foarte în amănunt momentul. Dar ca să luăm, pentru că bizantinii, putem zice, domnule, erau balcanici, aveau interesele lor. Se știe că în perioada celei de-a treia cruciade, atunci când împăratul Frederic Barbarossa, cel care a murit în zona Constantinopolului, a trecut pe teritoriile țărilor române, venind de undeva din Germania, a cunoscut pe localnici, pentru că armatele cruciate, pe unde treceau, normal, trebuia să aibă aprovizionare, să aibă, deci deplasarea, erau câțiva oameni care mergeau călare, comandanții, cavaleria, dar cea mai mare masă de militari era o masă de militari pedeștri, care se putea deplasa cu viteza de, eu știu, 20-30 de kilometri pe zi. Și aici am putea să amintim un cronicar german care îl însoțea pe Frederic Barbarossa, se numea Hans Bertus,
numele latinizat, bineînțeles. Și descrie trecerea cruciaților prin peninsula balcanică și povestește că la un moment dat aceștia au fost luați prin surprindere de acel valah Ioniță. În textul german, în textul latin, pentru că era scris în limba latină, era Blahus ile Ioanitius, Ioanitius. Deci era textul clar. Și spunea că avea pe lângă el valahi și cumani și alții. Deci conicarul german, însoțitor al armatei conduse de împăratul Imperiului Roman, de națiune germană, nu? Da. Descrie pe cei care au venit. Și apoi alți cronicari, francezi de data asta, și aici pot să amintesc trei cronicari. Este Geoffroy de Villehardouin, Henri de Valenciennes și Robert de Clary. Îl menționează tot pe Ioniță, pentru că armatele veneau din diferite zone, veneau unele din Franța, deci aveau trasee diferite, dar ele până la urmă s-au întâlnit și numele lui Ioniță Caloian apare în textele franțuzești, Ieran Le Blac. Ne amintim că François Villon, care va fi peste vreo secole și ceva, două secole, folosea termenul de Ieran pentru Ioan. Sau, în altă variantă, este Ioanis, Le Blac. Deci, noi știm că în franceză astăzi se spune Jean, pentru da. Jean Le Blac, Le Blac, Le Valach, Le... Nu? Ei, în cultura și în istoria franceză se folosește termenul de La Valachie, dar la vremea respectivă îi spuneau Le Blac, Blacul, Blahul, Vlahul. Da. Deci Ioniță era în mod clar reprezentant al acestui. Și spune, sunt documente, bineînțeles, ale cancelariei papale, numeroase, nu le-am căutat, adică nu le-am scos, să vi le spun, în care se consemnează originea valaha lui Ioniță, inclusiv în titlul pe care cancelaria papală îl acordă Rex Bulgarorum et Blahorum. Deci era un titlu de recunoaștere, e adevărat că Ioniță ceruse titlul de împărat, dar la Roma i s-a permis doar, așa cum și regatul maghiar era doar da. Era, pentru că împărăția era la Roma, bineînțeles. Nu? Deci iată că timp de secole acest regat sau țarat sau imperiu vlaho-bulgar a însemnat un lucru foarte important în Europa, da? El negocia ca de la egal la egal da. Cu Constantinopolul sau cu Roma. Era recunoscut, era recunoscută puterea și influența în această parte a Europei. Cum putem explica faptul că majoritatea românilor habar nu au de existența acestui episod, care nu este un, cum să zic eu, nu este un accident, nu este un eveniment care a fost 5 ani și s-a diluat. Este un eveniment de mare forță care a influențat istoria acelei vremuri, acelor vremuri, și care s-a manifestat câteva secole. De ce copiii din România... Am încercat da. Să văd cum au perceput istoricii noștri. Acum, istoricii vechi, în general, au făcut legături și aș putea aminti că Nicolae Densușanu, la 1885, deci acum 130 de ani, atunci când scria despre Revoluția lui Horea, amintea despre țaratul, despre Imperiul Român-Bulgar, spunând că așa cum Horea s-a ridicat împotriva dominației maghiare din acea parte a Transilvaniei, la fel și vlahii din Hemus, din Balcani, s-au ridicat împotriva dominației bizantine, care nu le recunoștea drepturile. Și face o paralelă. E adevărat că între țaratul sau imperiul vlaho-bulgar și Revoluția lui Horea era o diferență de vreo 600 de ani. În momentul în care Densușanu scria, trecuseră 700 de ani, 730 de ani de atunci. Dar faptul că un istoric făcea această paralelă, un istoric care cunoștea foarte bine
rolul pe care românii îl jucaseră în Balcani, da, și pe care într-un memoriu adresat puterilor adunate la Berlin să stabilească pacea de la Berlin, atrăgea atenția că rolul românilor în Balcani este încă foarte important și poate să fie important și pentru viitor. Mai târziu, istorici cum ar fi Iorga, Xenopol, Giurescu și chiar în epoca noastră, domnul Florin Constantineu, în cartea sa O istorie sinceră a poporului român, publicată în 1997, amintește despre aceste lucruri, dar e adevărat, acordându-le un spațiu mai redus, pentru că istoriografia după al doilea război mondial, istoriografia comunistă în general, deși a încercat să prezinte în istoria militară a poporului român, publicată sub coordonarea generalului Ilie Ceaușescu, fratele lui Nicolae Ceaușescu, se vorbește despre această mișcare a românilor, însă oarecum periferic. De ce? Pentru că exista tendința să ne limităm doar la teritoriul național. Ca să nu supărăm. Da, să nu cumva să deranjăm. Dacă o istorie a Ungariei spunea că tot teritoriul României sau jumătate din teritoriul României a fost în regatul Ungariei, o perioadă, până pe la 1520 ceva, noi ziceam, e dreptul lor. Deși lucrarea publicată la Budapesta era difuzată în Canada, în Statele Unite, în Australia, peste tot în lume. Dar noi ne limitam, spuneam nu. Dacă o carte publicată la Moscova spunea că, nu știu, care Cnezat sau Rusia Chieveană se întindea până la Carpați, noi nu ziceam nimic. Dacă o istorie publicată la Sofia, și a existat o istorie a Bulgariei, publicată în limba franceză, engleză, germană. Da, noi avem în Biblioteca Militară Națională, eu am citit-o în varianta franceză, spunea că acest țarat era țaratul bulgar și se întindea până la Carpați. Va mai mult ocupa și o parte din Moldova de astăzi. Țaratul bulgar? Da. Ei, așa spuneau ei. Da. Câteodată mai menționeau și faptul că au existat și vlahi. Câțiva vlahi acolo. Da. Dar avea o hartă care se întindea undeva până inclusiv o parte din Republica Moldova de astăzi, deci sudul Moldovei, nu? Deci toată zona asta, vedeți că și Vicina, episcopia de Vicina, una din cele mai vechi episcopii de pe teritoriul locuit de românii în vechime, da? Deci aici, toate astea, de ce? Pentru că aici s-au stabilit mai târziu populații turcice, cum sunt găgăuzii, nu? Care aveau legături cu turcii și cu bulgarii, nu? Și aveau nevoie de o justificare. Dar noi n-am reacționat, însă în istoriile noastre ne limitam la teritoriul astăzi, național. Astăzi, la ce nivel este tratat acest subiect? Pentru că este vorba de vlahi, este vorba de români, da? De românii de la nord și de la sud, de Dunăre. Îmi pare rău că n-am verificat în istoria românilor publicată, ultima ediție a istoriei românilor publicată de Academia Română, n-am mai avut timp să verific. Ce este, dar... adică eu nu știu ca până la nivelul de clasa 12-a să se vorbească despre... Să știți că există un site în limba română realizat de bulgari despre țara româno-bulgar. Și m-am uitat puțin pe el, n-am avut timp să-l... Da, deci, eu mă refer el la, este și în limba bulgară și mă refer la nivel oficial. Adică, în manualele de istorie din România, știți ca până în clasa 12-a să se învețe, să fie vreo trei propoziții măcar despre asta? Nu pot să vă spun, pentru că nu... Vă amintiți de așa ceva? Nu, copiii și eu nepoții nu. Mei nu... Nu m-am uitat poate, în manualele poate se învață la facultatea de istorie, dar, deși am rezerve. Mă îndoiesc. E posibil să fie subiect de cercetare pe bibliografie pentru un student, dar nu știu dacă există asta în cursul. Adică sunt astfel de aspecte foarte importante. Cred că ar trebui să întrebăm pe cei de la catedrele de istorie a românilor pentru perioada medievală, pentru că a fost o perioadă extrem de importantă. A mai existat un episod foarte interesant. Se știe că în a patra cruciadă, latinii, de cei occidentali, au ocupat Constantinopolul. Și Constantinopolul a fost ocupat de latini o perioadă de câteva decenii.
În timp ce împărații... Din câte știu eu, nici musulmanii n-au jefuit, da, Constantinopol, cum au jefuit-o, da, cei de la Roma. Aproape toate cărțile bizantine, icoanele bizantine, toate odoarele bisericești din sutele de biserici, în mod creștin, și palate au fost distruse sau jefuite din Constantinopol, au fost cărate în Occident și astăzi umplu muzeele de stat sau muzeele particulare din, din lumea occidentală. Dar în perioada cât, cât Constantinopolul a fost ocupat de occidentali, da, de cruciații occidentali și jefuit într-un mod crunt, împărații bizantini s-au retras undeva la Nicea, deci au la Trapezunt, au fost mai multe reședințe imperiale și noi conducători ai Constantinopolului au încercat să-și atragă de partea lor pe, pe țarii bulgari, țarii vlahi și bulgari. Și nu întâmplător, acel tratat, recunoașterea de către Roma, s-a făcut la 1204, adică exact în perioada între 1202 și 1204 a fost această cruciadă. Cucerirea sau ocupația occidentală asupra Constantinopolului s-a mai întins până pe la 1260, nu mai știu exact anul, dar în toată această perioadă țaratul a continuat să existe, datorită sau din cauza faptului că Petru Asan și Ioniță Caloian au fost români, bulgarii, nobili bulgari, au încercat să-i înlăture și următorii împărați au dus o politică de favorizare a bulgarilor, care au ajuns să fie dominanți în punctele cheie, în funcțiile cheie ale armatei și ale bisericii și ale administrației imperiale. Evident, s-a schimbat, să spunem, componența etnică a puterii. Da. Să spunem, aproape la nivel tribal. De aici putem explica și de ce mai târziu Biserica Ortodoxă Română, rămasă sub influența Patriarhiei de Constantinopol, a ajuns să folosească limba slavă în, ca limbă de cult. Pentru că pe teritoriul nostru, primul text al Bibliei tradus de Ulfila e consemnat de istoricii bizantini ca fiind pentru limba geților. Da. Deci pentru cei care, pentru localnici. Da. Ori, dintr-o dată, folosirea de către Patriarhia de Târnovo a limbii slave și introducerea alfabetului chirilic de către frații deja Chiril și Metodiu, care la rândul etnică lor se pare că erau, da, tot vlahi. Da, da, da. A dus la o... Foarte, foarte interesant. Desigur că subiectul e prea vast ca să-l cuprindem acum într-o emisiune, dar sunt sigur că telespectatorii au rămas cu foarte multe informații interesante. Oricum, emisiunea va fi postată și pe internet. Cei care doresc dar să eu sunt convins vadă... că este un moment extraordinar de important al rolului pe care vlahii din peninsula balcanică l-au jucat într-o perioadă puțin înainte de cucerirea otomană, pentru că până la urmă acest imperiu a fost stins la 1393 în urma unei bătălii cu Imperiul Otoman, care se înființase de vreo 100 și ceva de ani, dar care avea tendința să ocupe Balcanii. Și până să cadă Constantinopolul la 1453, unde până și în apărarea Constantinopolului, în ultima bătălie, în ultima mare bătălie, vlahii au jucat un rol important, dar a fost foarte puternică această presiune, iar turcii au ocupat restul peninsulei balcanice până aproape de Dunăre. Să nu uităm că bătălia de la Nicopole s-a dat cu la 1396, deci cu mult timp înainte de cucerirea Constantinopolului. Da. Mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ați adus. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Toate cele bune, ne vedem peste o săptămână.